Salutare prieteni, în acest video vă voi arăta cum se instalează o navigație cu Android de 10 inch în locul unui radio original de pe Skoda Octavia 3. Această navigație este compatibilă cu toate modelele de radio sau de sisteme multimedia originale ce au fost montate pe Skoda Octavia, și anume cu modelul Swing, modelul de față, cu modelul Bolero, modelul Amundsen sau modelul Columbus. Atenție, nu este compatibilă cu modelul Columbus, ce are sistem audio premium Kenton. Această unitate multimedia Android a fost achiziționată de pe AliExpress cu un preț de aproximativ 155 de dolari cu livrare din Polonia în Europa, astfel încât pentru România nu a mai fost necesar să treacă prin vamă. Bineînțeles, poate fi achiziționată și din China și prețul s-ar putea să fie mai mic. Este un model cu o memorie internă de 16 GB sau 32 de GB, puteți alege acolo ce model doriți. Are o memorie RAM de 2 GB și tot sistemul este motorizat de către un procesor quad-core. Ecranul este unul IPS de bună calitate cu o diagonală de 10 inch. Haideți să vă arăt ce mai primim în pachet odată cu navigația aceasta. În primul rând avem un cablu de alimentare. Aici am mai găsit un adaptor pentru acest cablu de alimentare. Nu știu în ce situație va fi folosit. Pe cablu de alimentare avem o mufă unde se conectează acest CAN bus decoder. Practic, decodorul CAN bus face posibilă folosirea comenzilor de la volan și preluarea datelor din computerul de bord al mașinii. Avem o antenă GPS, două cabluri USB, un adaptor pentru antena radio FM. Aici avem mai multe cabluri RCA cu intrări și ieșiri audio. Printre ieșirile audio se numără și ieșirea audio pentru subwoofer. Adică cine are un subwoofer sau cine vrea să monteze un subwoofer separat va avea această ieșire audio dedicată pentru subwoofer. Mai avem un adaptor pentru mufa USB originală a mașinii. Și aici un cablu cu o intrare pentru camera de mers înapoi. Voi folosi aceste patru cheițe pentru a demonta radioul original. Odată introduse, practic trebuie doar să trag radioul și acesta iată că a ieșit. Pentru a demonta cât mai ușor unitatea din torpedou, e de preferat să scoateți ușa de la torpedou. Practic tragem în sus de ea dintr-o parte și din cealaltă. Și iată, am scos-o. Aici veți găsi 6 șuruburi ce trebuie desfăcute cu o cheie Torx T20. Unul aici, unul aici, încă unul aici, aici, aici și aici. După ce desfaceți aceste 6 șuruburi, practic trageți cutia torpedoului și aceasta va ieși și veți avea acces mult mai ușor la cablurile din spatele unității originale multimedia. Acum voi decupla mufele de alimentare de la radioul original. Aici este mufa ce duce la către USB-ul mașinii. O voi scoate și pe aceasta. Și mai avem mufale de la radioul FM. Acum pregătesc mufele unității Android pentru a le cupla cu mufele originale. În primul rând, pe mufa de alimentare de la Android voi conecta decodorul CAN bus
Și apoi aceasta se conectează la mufa originală a mașinii. Pe mufa antenei radio voi conecta acest adaptor. Iată-l. În mufa USB originală a radioului vin cu acest adaptor pentru USB, iar acesta se va conecta la unul din cablurile USB ce vor intra în spatele unității Android. Pentru a avea un semnal mai bun, antena GPS poate fi montată undeva pe bord în colț, în colțul acestuia, dar eu momentan o voi monta aici. Acum voi conecta toate aceste cabluri în spatele unității. Cea de-a doua mufă USB o puteți introduce în torpedo, o puteți băga în torpedo. Conectez antena GPS. Adaptorul antenei radio FM. Pentru o recepție radio FM cât mai bună, este necesar să conectăm aceste două cabluri pe care este inscripționat auto ANT. Practic le vom conecta unul cu celălalt, astfel încât activăm amplificatorul de radio FM. Și recepția va fi cu recepția radio FM va fi cu siguranță mai bună. Aici conectez această mufă ce vine din CAN bus. După cum vedeți, toate mufele, toate cablurile sunt plug and play. Practic nu aveți cum să greșiți conectarea acestora. Acum voi conecta și mufa de alimentare în spatele unității. Aici vine cablul pentru conectorul pentru camera de mers înapoi, asta pentru situația în care veți monta o cameră de mers înapoi sau aveți deja montată. Iar acum voi introduce unitatea în locul vechiului radio. Și iată că am fixat noua unitate în bord. Aceasta se potrivește perfect, se așează fără nicio problemă, comenzile de la climatizare rămân active. Haideți să-i facem și prima probă. Iată cum pornește unitatea. Aceasta este interfața unității. Iată, a pornit direct pe radio. Ne indică inclusiv faptul că avem uși deschise. Launcherul este unul simplu, dar aici ne poate indica viteza în kilometri pe oră. Bineînțeles, avem o scurtătură pentru aplicație de navigație, radio FM, aici avem Car Info, unde putem vedea date despre calculatorul mașinii, din computerul mașinii, și anume consumul mediu, dar pentru a vedea aceste lucruri, mașina trebuie să fie pornită. Intrăm din nou în aplicație. Iată că aici vedem consumul mediu pe anumite distanțe. Aici putem vedea ce consumatori sunt pe mașină și consumul fiecăruia. În momentul de față acolo vedeam aerul condiționat, vehicle status, vedem starea mașinii. La vehicle setup putem activa sau dezactiva diverse sisteme, putem regla
sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope. De asemenea, luminile pot fi configurate. Sunt practic setări ce le întâlnim și în navigația originală, dar așezate cumva diferit. Acest sistem Android este compatibil și cu senzorii de mers înapoi. Aceștia vor fi afișați în momentul în care introducem în treapta de mers înapoi, iată aici. Îmi apare mesajul no signal deoarece eu nu am cameră de mers înapoi montată pe această unitate Android. Și practic putem dezactiva imaginea senzorilor de parcare în momentul în care apăsăm acest buton, îl apăsăm din nou și se afișează senzorii de parcare. Bineînțeles că sunetele sistemului de parcare vor fi păstrate fără nicio problemă, adică acestea se aud indiferent că avem navigația originală sau sistemul audio original, ori acest sistem Android. Totodată, când activăm încălzirea în scaune, ne va fi afișată treapta de încălzire pentru fiecare parte a scaunelor. Iată. Și aici ne sunt afișate pe acest ecran date despre sistemul de climatizare al mașinii, temperatură, treaptă de viteză și așa mai departe. Aici putem intra în meniul de aplicații și avem posibilitatea de a selecta sursa de semnal. În cazul de față trecem pe AVIN. Meniul de Bluetooth, Bluetooth handsfree. Practic dacă conectăm un telefon la unitatea Android, atunci vom putea folosi unitatea Android pentru a face apeluri, dar și pentru a asculta muzică de pe telefon prin sistemul Bluetooth. Iată Bluetooth Music, cum spuneam mai devreme. Aici Car Info, deja ceea ce v-am arătat, meniurile pentru mașină, meniurile din computerul de bord. Mai departe avem browserul Chrome pentru situația în care vrem să căutăm ceva pe internet, dar trebuie să fim conectați la internet prin Wi-Fi. Ne putem conecta la internet dacă folosim hotspot de pe telefon. După ce ne-am conectat la internet prin Wi-Fi, așa cum spuneam, avem acces în magazinul Play, de unde putem descărca o mulțime de aplicații. Spre exemplu, eu aș prefera să instalez aplicația Waze pentru că este aplicația mea preferată în ceea ce privește navigarea. Iată că avem aici deja posibilitatea de a o instala. Mai putem instala multe alte aplicații, spre exemplu Spotify, aplicații pentru radio online și așa mai departe. De asemenea, putem folosi aplicația YouTube, iar pentru navigație online avem la dispoziție și Google Maps. Iar pentru navigație offline, pentru situația în care nu avem conexiune la internet, putem folosi aplicația deja instalată iGo Primo. Avem un player video, de asemenea și player audio. Avem în comenzile de la volan funcționează fără nicio problemă și practic putem schimba sursa de sunet între radio, Bluetooth și așa mai departe. Putem regla volumul sau putem sări pe următorul post de radio salvat în situația în care suntem pe aplicația de radio, iar dacă nu suntem pe aplicația de radio și suntem pe playerul audio, ne permite să trecem la următoarea piesă de pe unitatea de stocare de unde ascultăm muzică.
Dacă nu vă funcționează comenzile de pe volan, cel mai probabil este necesar să intrați în meniul de setări al unității și să selectați corect tipul de canvas. Intrăm în Settings, Car Infotainment, About Device, Settings și aici punem codul 8888. Ok. Odată accesat acest meniu, intrăm la Can Type și aici selectăm Canvas Rise R10, Rise Canvas, și selectăm Volkswagen NQB Platform. Este valabil pentru Golf 7, pentru Skoda Octavia 3 și pentru alte modele din grupul VAG. Odată ce am selectat acest model, îi dăm Save. Este posibil ca navigația să ceară reboot. Iată ceea ce se și întâmplă. După restartare, practic vor funcționa comenzile de la volan. Această navigație se mișcă foarte bine. Iată aici sunt în Google Maps. De asemenea, putem face un split și avem acces la două ecrane. Spre exemplu, putem să vedem pe jumătate de ecran aplicația de radio și pe jumătatea cealaltă va rămâne activ navigația. Cam acestea ar fi de spus despre acest sistem de navigație cu Android. Cum spuneam, are un ecran de 10 inci cu un display ce folosește tehnologie IPS. Această tehnologie practic asigură o vizibilitate foarte bună atât în lumina soarelui, dar și din unghiuri diferite. Procesorul este unul quad-core ce face față bine la toate sarcinile ce îi se dau. Bineînțeles, este ajutat de cei 2 GB memorie de RAM. Pentru aplicații avem disponibil 16 sau 32 de giga memorie internă. De asemenea, memoria poate fi extinsă prin cele două porturi USB. Cum spuneam, sistemul a fost achiziționat de pe AliExpress. Vă voi lăsa link-uri în descrierea clipului. Tot acolo veți găsi link-uri și pentru modele mai performante cu procesoare octa-core, 4 GB memorie de RAM și cu mai multă memorie internă, 64 de GB. Vă invit în comentarii să-mi spuneți părerea voastră despre acest sistem GPS. Să-mi spuneți dacă merită cei 150-160 de dolari dacă ați înlocui radioul original, care în anumite situații, cum a fost cel de pe mașină, nu are niciun sistem de navigație. Până data viitoare, să auzim numai de bine!